în timp ce Atena își revenea spectaculos și amenința chiar stabilitatea Spartei, un erou răsare de nicăieri ca să echilibreze balanța și chiar să o răstoarne în direcția spartană. Numele acestui mare general este Brasidas și astăzi el va fi personajul principal al episodului și o să dezvoltăm un pic situația de pe continent, fiindcă situația din Mitilene a fost lămurită în episodul trecut. Sunt imperator și în colțul Atenei îi prezint pe Cleon și pe Demostene, iar în colțul Spartei se află regele Agis și generalul Brasidas. Să înceapă confruntarea titanilor. În anul 425 înainte de Hristos, tânărul rege Agis al Spartei avea tabăra așezată în Peloponez ca să lanseze obișnuitul raid anual în Atica. Numai că atenienii nu aveau de gând să aștepte. Atenienii au aflat punctul slab al spartanilor și erau pregătiți să-l exploateze. Știau că orașele Pilos și Mesenia erau foarte aproape de Sparta și dacă aveau să câștige măcar Pilosul, aveau să pună în pericol chiar capitala Ligii Peloponeziace. Un plan îndrăzneț a fost propus de Demostene, marele general atenian, și deși a întâmpinat rezistența celorlalți, fiindcă o țineau doar pe a lor, planul a fost aprobat. În mod normal, o flotă de 40 de trireme trebuia să ajungă în Sicilia, cu acostare intermediară în Corfu, dar Demostene călătorea cu ea și când atenienii au ajuns la Pilos, Demostene a rămas acolo cu echipajele a 5 trireme și a fortificat zona. Regele Agis a auzit de amenințare și a abandonat expediția în Atica pentru a ajunge în Pilos, iar o flotă peloponeziacă a fost chemată să atace simultan cu forța terestră poziția ateniană. Demostene încearcă să cheme și el întăriri și flota care pleca spre Sicilia a făcut cale întoarsă la Zakynthos pentru a se întoarce în Pilos. Spartanii încep atacul asupra poziției ateniene, dar în ciuda atacurilor simultane de pe mare și de pe uscat, Demostene își organizează marinarii ca și infanterie improvizată și respinge toate atacurile. La un anumit punct, un general de pe o triremă spartană intră direct în portul atenian improvizat și încearcă să spargă defensiva, dar atenienii rezistă și acel general Brasidas, care lupta în prima linie, își pierde scutul. Rușinea supremă pentru un spartan, dar este lăudat pentru încercarea curajoasă. Spartanii își dau seama că dacă nu neutralizează portul, nu aveau șanse să învingă și acostează niște echipaje de hopliți pe insula Sfacteria din apropiere. Dar au avut ghinion, căci flota cea mare a Atenei a ajuns foarte rapid, a distrus flota spartană și i-au încercuit pe spartanii de pe Sfacteria. Atenienii aveau pe spartani la mila lor, așa că Sparta dorea să cadă la pace cu orice preț, fiindcă pierderea 420 de hopliți și iloți și a flotei întregi nu era un lucru de trecut cu vederea. Emisarii spartani i-au pregătit să plătească orice sumă pentru eliberarea strânsorii din Sfacteria, numai că atunci când li s-a cerut să se milogească în fața marii adunări din Atena, spartanii și-au pus mândria peste viețile oamenilor lor și au renunțat la orice fel de propunere. Spartanii care asediau Pilosul tot încercau să le trimită provizii celor din Sfacteria, numai că atenienii au început asaltul final, chiar dacă Demostene avea mai puțin de 1000 de oameni ca să se apere. Generalul Cleon al Atenei îi încercuiește pe spartani și arcașii îi hărțuiesc cu proiectile, până când spartanii se retrag într-o fortificație părăsită, dar și acolo sunt încercuiți și după un asalt sălbatic, rămăseseră mai puțin de 300 de oameni de partea Spartei, iar comandantul le murise.
Cleon și Demostene le oferă spartanilor șansa de a se preda și acum vine surpriza. S-au predat. În lumea grecească era o surpriză de proporții, fiindcă lumea se aștepta de la spartani o atitudine demnă de cei 300 de la Termopile și să se lupte până la ultimul, indiferent de presiune. Acest triumf al Atenei a destabilizat statul spartan și tot mai mulți iloți dezertau. Mai mult de atât, atenienii acum puteau trimite raiduri chiar în apropierea Corintului. Spartanii nu au mai trimis expediții în Atica, deoarece atenienii au amenințat clar că dacă raidurile continuă, prizonierii de la Sfacteria aveau să fie executați. Acum era rândul spartanilor să stea pe ghimbi. Când insula Chithera a fost capturată de atenieni și când refugiații din Egina din Thirea, care era sub protecție spartană, au fost executați. Atenienii se pregăteau să dea lovitura de grație prin capturarea Megarei și cuceresc portul orașului, dar când se pregăteau să asedieze Megara, văd îndepărtare nori de praf. 4.000 de hopliți și călăreți beoțieni se apropiau, în frunte cu generalul Brasidas și luați prin surprindere, atenienii au fost respinși. Eroicul general spartan se lupta ca de obicei în prima linie și toată lumea grecească era uimită de acțiunea salvatoare. Sparta devenise din nou dintr-un stat ținut în șah în puterea care pregătea asaltul. Atenienii doreau să reducă influența Tebei, aliata Spartei în Beoția, și generalii Demostene și Hipocrate au plănuit să captureze Delionul cu două armate separate. Cea condusă de Demostene însă nu a ajuns niciodată la Delion, deoarece fusese trădată, și Hipocrate, deși reușește să fortifice Delionul, pe drumul de întoarcere în Atica este ucis împreună cu 1000 de hopliți într-o ambuscadă tebană. În același an, Brasidas și-a dat seama că fără peninsula Halkidiki, economia Atenei avea să intre în hemoragie și a condus o armată de 1000 de mercenari și 700 de iloți din Peloponez până în nordul Greciei. Multe orașe au căzut ușor, dar Amfipolis, punctul strategic, era o țintă tentantă, dar dificilă. Loialitatea locuitorilor față de Atena era într-adevăr îndoielnică, dar în zonă se afla o garnizoană de 700 de hopliți. Brasidas atacă prin surprindere, când locuitorii se aflau la câmp, dar le oferă termen de predare generoși după ce surpriza își face efectul. Comandantul atenian reușește să trimită o corabie la generalul și istoricul Tucidide, care se afla la 80 de kilometri depărtare și care avea sub comandă 7 trireme pentru a cere ajutorul, dar locuitorii Amfipolisului deja predaseră orașul. Brasidas, oferindu-le șansa locuitorilor să-și păstreze locuințele și averile. Acest fel de generozitate și de milă erau neobișnuite, dar erau calitățile unui erou. Brasidas își exploatează avantajul la maximum și continuă campania în acea zonă și orașul Tegea îi oferă dureri de cap, deoarece soldații săi se izbeau de ziduri fără niciun efect. Dar într-un final, tegeenii predau orașul și Brasidas folosește resursele Amfipolisului pentru a reface flota spartană. Tucidide este dat afară din comandă, că doar trebuie să existe țapii spășitori când ceva nu merge în regulă. Dar ne-am ales cu un istoric pe cinste și atenienii au încercat să-i stăvilească înaintarea lui Brasidas. Așa că în 423 înainte de Hristos, ambele tabere ajung la un armistițiu în care fiecare își primea fostul teritoriu înapoi. Numai că Brasidas a convins între timp două orașe din Halkidiki, Mende și Schione, să se predea după armistițiu, așa că treceau în mod just în alianța peloponeziacă și Brasidas pleacă alături de o mare parte din armată în Macedonia ca să-și ajute aliatul, să-l ajute pe regele Perdicas al Macedoniei.
numai că atenienii au considerat aceste mișcări drept ofensatoare și de trădare și trimit o expediție în Halkidiki. Perdicas se dă de partea atenienilor, Mende schimbă iar tabăra în favoarea Atenei, dar Schione opune rezistență în fața atenienilor. Însă Brasidas nu a ajuns la timp ca să respingă invazia. Cleon Atenianul își convinge concetățenii să-i dea comanda alături de Nicias, unei armate foarte mari pentru acel război. 1200 de hopliți și multe trireme și pleacă spre nord. Orașul Torone cade în mâinile atenienilor din nou, iar Brasidas știa că Amfipolis urma, așa că a fortificat orașul și a recrutat mercenari traci pentru o ultimă redută. Brasidas nu era încrezător că avea să câștige o luptă pe teren deschis, chiar dacă el avea mai mulți soldați decât Cleon. Atenienii își așează tabără în apropiere, la Eion, și generalul Cleon se apropie cu armata de Amfipolis, subestimând numerele spartane. Numai că atunci când observă efectivele aduse de Brasidas, ordonă întregii armate să se întoarcă. Bravul spartan observă că momentul de glorie a sosit, îi ia cu el pe cei mai buni 150 de hopliți și atacă frenetic întreaga armată ateniană. Atenienii observă cu groază frenezia spartanilor și panica îi cuprinde, încercând să pună la punct o soluție și o linie defensivă, dar totul era în zadar. Spartanii își izbesc oponenții fără milă și în curând și ceilalți oameni ai lui Brasidas ies pentru a lua parte la măcel. Atât de mare a fost furia spartană și panica ateniană, încât Cleon al Atenei cade secerat de un trac, alături de numai puțin de 600 de hopliți. Sparta și-a obținut prima victorie decisivă după mult timp. Dar când spartanii au început să-și numere pierderile, au rămas șocați. 7 oameni erau răniți. Și atât. În rest nu existau pierderi, dar când se-i raporteze lui Brasidas, l-au găsit întins pe jos, rănit mortal. Al 8-lea rănit. Bravul general alesese să conducă prin puterea exemplului ca de obicei și acum a plătit prețul suprem. Atât a mai auzit de la soldații săi. Am învins. Și apoi și-a dat duhul. Brasidas și-a primit în Sparta funeraliile de erou și a readus Sparta pe scena militară a acestui conflict. Morțile celor doi mari generali chiar în aceeași bătălie au dat lovituri grele moralului celor două părți și de data aceasta trebuiau să cadă la pace pe bune. După scandaluri intense, se ajunge la compromis. Atena recâștigă Amfipolisul, dar celelalte orașe din Halkidiki își declară independența. Și cât despre orașul Schione, care rezistase în fața Atenei, bărbații din Schione aveau să fie executați și femeile și copiii vânduți ca și sclavi. Dacă în Mitilene atenienii arătară clemență, la Schione nu avea să se întâmple același lucru. Sparta primește înapoi Pilusul și Chifera și face un schimb de prizonieri cu Atena pentru a-și recupera oamenii capturați la dezastrul de la Sfacteria. Și prin această pace se încheie prima etapă a războiului peloponeziac, care a durat 10 ani. Aceasta era pacea lui Nicias din 421 înainte de Hristos, care presupunea o alianță dintre Sparta și Atena pe 50 de ani. Păcat că bunele relații nu aveau să dureze decât câteva luni. În episodul următor, conflictele încep din nou. Câmpul de la Mantinea va fi acoperit de armate destoinice pentru cea mai cunoscută confruntare a acestui război după Aigos Potamos și asediul Atenei. Ambele tabere vor lupta cu bravură, dar numai una singură va obține victoria.
Dacă v-a plăcut acest documentar, lăsați un like, lăsați un comentariu, distribuiți acest videoclip, abonați-vă la canal, dar nu uitați, distribuirea este cea mai importantă, astfel încât legiunile Imperatorului să devină din ce în ce mai numeroase și cât mai multe lume să afle de acest documentar. Vă mulțumesc!